Școala Vasile Alexandrii a organizat și anul acesta proiectul Bucuria de a Dărui, o activitate la care au participat elevi, părinți și cadre didactice. Împreună, aceștia au pregătit donații care să ajungă la familii nevoiașe înaintea sărbătorilor de iarnă. Anul acesta, ca și în anii anteriori, am organizat și desfășurăm proiectul Bucuria de a Dărui. Este un proiect de voluntariat înscris în calendarul activităților județene și are ca obiectiv sprijinirea copiilor care provin din familii cu dificultăți de ordin material și social. Și nu în ultimul rând, să aducem o rază de bucurie și de speranță bătrânilor care sunt instituționalizați în apropierea școlii noastre, în cadrul Căminului de Îngrijire Bătrân Roman. La acest proiect, avem foarte mulți voluntari. Voluntari care provin atât din rândurile. Colegilor profesori și învățători, din rândurile elevilor și din rândurile familiilor elevilor, care au dat dovadă de un mare altruism și au oferit multe cadouri pentru a fi dăruite în preajma sărbătorilor de Crăciun celor care au nevoie de un sprijin nu numai material, dar și uman. Să le arătăm că suntem oameni și ne pasă de fiecare dintre cei aflați în situații nu tocmai plăcute. Donațiile vor fi distribuite beneficiarilor în cursul acestei săptămâni. Echipa de proiect cuprinde cadre didactice ale școlii, dar și ele voluntari. Ei se vor deplasa către beneficiarii proiectului nostru, care sunt atât din rândurile elevilor școlii noastre, dar și copii din alte școli din Roman, dar nu numai din Roman. Noi ne adresăm și copiilor de la Rediu, vrem să ajungem la Giurgeni cu daruri pentru copii și spre școala români. Unde am identificat noi că sunt familii cu dificultăți de ordin economic și care ar fi bucuroase de sprijinul acesta pe care copiii școlii noastre vor să-l acorde. De asemenea, unul din colaboratorii tradiționale ai școlii noastre este Centrul Școlar de Educație Inclusivă Roman. Unde colegii mei, la fel însoțiți de un grup de copii, vor merge și vor oferi cadouri copiilor aflați în această instituție școlară. Bineînțeles, cadourile vor fi însoțite și de un mic program artistic care să aducă lumină, sărbătoare, bucurie, atât pentru beneficiari cât și pentru cei implicați în derularea proiectului nostru. Organizatorii unor astfel de activități vor să sensibilizeze cetățenii și să încurajeze să participe în număr cât mai mare la evenimente de acest gen, purtând în suflete bucuria de a dărui.